În februarie, în ultima sa postare pe platforma X, la scurt timp după ce s-a aflat că suferă de cancer, O.J. Simpson își asigura fanii că se simte bine și că face tratament în Las Vegas, unde locuia. Thank you to all the people who've reached out to me. My health is good. I mean, obviously I'm dealing with some issues, but hey, I think I'm just about over it and I'll be back on that golf course hopefully in a couple of weeks. Oriental James Simpson, cum se numea de fapt, a fost un atlet de excepție. A fost jucătorul anului în NFL în 1972, 1973 și 1975 și a fost inclus în Hall of Fame în 1985. A jucat pentru Buffalo Bills timp de 9 ani și pentru San Francisco 49ers timp de 2 ani. A făcut apoi carieră drept comentator de televiziune, dar și la Hollywood. He was one of the greatest running backs in NFL history. He was the best running back in his era. First running back to rush for 2,000 yards, had a Hall of Fame career on the football field, will forever be known for what he did on the field. But as all of the off-the-field problems... Sportivul iubit s-a transformat într-un personaj controversat în 1994, când a fost acuzat de uciderea fostei sale soții Nicole Brown Simpson și a prietenului ei Ron Goldman. Unul dintre cele mai mediatizate evenimente din istoria Americii a fost cursa sa cu mașina cu poliția pe urme care îl urmărea pentru că nu s-a predat. Posturile TV au difuzat-o în direct, iar 95 de milioane de oameni au văzut-o la televizor. Procesul penal a durat 11 luni și a ținut pe americani cu sufletul la gură. În acest caz, în care a fost apărat de tatăl celebrelor surori Kardashian, O.J. a fost achitat. We, the jury in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Însă ulterior a fost găsit responsabil pentru ambele decese într-un proces civil. He's going to be remembered as a person who, by many people, who was guilty but got away with it, and by other people who think that there was a police conspiracy and it was appropriate that he was acquitted. O.J. a fost primul american celebru acuzat de crimă, însă a făcut închisoare pentru altă infracțiune. A stat 9 ani după gratii pentru acuzații de jaf armat la hotelul unui casino din Las Vegas. A fost eliberat în anul 2017. I feel like it though.